Vrei să faci școală și nu ai bani? Vrei să citești și bugetul nu-ți ajunge pentru cărți? Te împrumută statul până când poți tu să dai banii înapoi. Cel puțin asta susține prim-ministrul Viorica Dăncilă, care a anunțat că, începând de luni, anumite categorii de cetățeni vor putea accesa credite în cadrul programului Investește în tine, un proiect destinat celor care doresc să crească profesional și nu își permit financiar. Creditele se adresează în primul rând tinerilor cu vârste între 16 și 26 de ani. Aceștia vor putea lua împrumuturi de până la 40.000 de lei. De asemenea, printre beneficiari vor fi cei cu vârste între 26 și 55 de ani care pot lua credite de până la 35.000 de lei. Dobânda va fi suportată de la bugetul de stat. Împrumuturile pot fi suplimentate cu 20.000 de lei pentru toți beneficiarii dacă sunt angajați sau se angajează pe perioada derulării creditului. Banii vor putea fi folosiți pentru cheltuieli în educație, sănătate, investiții imobiliare, cultură, sport efectuate de oricare dintre membrii familiei beneficiarului. Anii de cursuri sau de studii vor reprezenta perioada de garanție la restituirea creditului. Românii pot împrumuta bani pentru cărți, Rechizite, cursuri de specializare și calificare sau pregătire profesională, plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare, achiriei și utilităților, plata locurilor de cazare în căminele studențești. De asemenea, sunt eligibile cheltuielile pentru o parte din construcția sau achiziția unei locuințe, ori modernizarea sau renovarea acesteia. De asemenea, cei care contractează astfel de credite vor putea plăti costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale. Banca parteneră a Guvernului în cadrul acestui program este CheckBank.